Elevii olimpici la istorie din Buzău se întâlnesc cu urmașii celor care au scris istoria României. În cadrul conferinței, tinerii au dezbătut teme istorice alături de profesori și de specialiști în materie, dar au putut vorbi și cu moștenitorul familiei Cuza. Vedem imagini imediat. Copiii au vizitat apoi Muzeul de Istorie al Universității din București, Muzeul Arcului de Triumf și expoziția Art Safari. Conferința națională aduce în atenția tinerilor importanța cunoașterii trecutului pentru a ne putea dezvolta viitorul. Tinerii pasionați de istorie au dezbătut evenimente importante din anul 1918 și au ajuns să cunoască mai bine personajele istorice care au contribuit la formarea țării noastre. Alexandru Marghiloman, care crede în victoria germanilor în război și acceptă să devină prim-ministru în niște condiții foarte dificile, își ruinează în fond cariera politică, pentru că după război, după victoria Antantei și realizarea României Mari, la care a contribuit, așa cum deja știți, prin această unire a vechiului regat cu Basarabia, el va fi considerat aproape un trădător. Pe 27 martie s-au sărbătorit 105 ani de la unirea Basarabiei cu România. Bustul lui Alexandru Marghiloman, dar și al lui Ion Inculeț, cei care au fost artizane acestui moment important în istoria țării noastre, au fost dezvelite în Republica Moldova. Nu exista absolut nicio statuie a lui Marghiloman și a lui Inculeț în Republica Moldova, cum nu exista nici în România până să facem statuia lui Alexandru Marghiloman în Parcul Marghiloman, o altă moștenire lăsată fizic de familia Marghiloman pentru Buzău. A fost un moment extraordinar. Pe baza discuțiilor despre acest eveniment, elevii au dezbătut cu profesori ai Facultății de Istorie unirea dintre Basarabia și România, asta în contextul în care, în acest moment, la granițele țării noastre apar amenințări noi. În primul război mondial, această unire a venit în urma unei revoluții produse în Rusia, adică era o criză în Rusia. În momentul de față, războiul acestora cu Ucraina ne-ar putea avantaja pe noi ca popor și ca ne-ar putea produce unirea. După ce au învățat despre importanța cunoașterii trecutului, tinerii au vizitat Muzeul Universității din București, unde au aflat despre istoria sistemului de învățământ de la noi din țară. Avem aici proclamația de la Izlaz, care propune la punctul al 16-lea instrucție egală și întreagă pentru tot românul de amândouă sexele. Muzeul Arcului de Triumf a fost următoarea oprire, unde elevii au rămas impresionați de istoria monumentului, dar și de priveliștea pe care au văzut-o. Până acum sunt impresionat de arhitectura locului și, sincer, chiar e o plăcere să învăț mai multe despre istoria monumentalismului din București. Îmi place foarte mult și nu mă gândeam vreodată că o să ajung aici, pentru că foarte rar poți să intri și chiar mă bucur că am avut ocazia. La eveniment au participat, alături de elevii olimpici la istorie din Buzău și reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Facultății de Istorie din cadrul Universității din București, dar și primarul municipiului Buzău. Conferința națională Viitorul a început ieri. Educație și tradiție, model de dezvoltare pentru noile generații, a fost organizată de Antena 3, CNN și Cotidianul Național Jurnalul sub egida aniversării a 105 ani de istorie românească.